spațiu. Locul în sine constă, de fapt, într-o casă tradițională țărănească, pe la 1900 construită. În el a locuit străbunica mea, pe care eu o numeam bunică. Pentru că pe reala bunică o numesc Maia, de la mamaia. Și uite așa, nu stațiunea, ci apelativul familiar. Și după cum am explicat și în textul introductiv, acest spațiu pentru mine înseamnă o recuperare a copilăriei, o recuperare a prezenței bunicii, care a plecat în cele de sus, de fapt, prin 1992. Însă fata ei, adică mamaia mea, a păstrat încăperile, cele două căsuțe, așa cum au fost încă dinainte să moară străbunica. Și atunci, într-o bună zi, luându-mi aparatul cu mine și căutând ceva să fotografiez, m-am întors aici, un spațiu pe care, firește, îl știam de atâta vreme, dar nu-l văzusem niciodată fotografic. Astfel au luat naștere fotografiile și treptat, de-a lungul a 4-5 ani, mi-am dat seama că am material pentru un astfel de proiect. Recunosc că nu-mi place termenul de proiect fotografic sau artistic, dacă vreți. Mi se pare prea tehnic, prea steril. Când zic proiect, mă gândesc mai degrabă la, știu eu, arhitectură, la numi mai degrabă eseu sau poveste lirică vizuală. Ce ar mai fi de spus este că ce m-a interesat aici, așa cum am zis adineori, este de fapt prezența unei absențe, în același timp absența unei prezențe. M-a copleșit faptul că, deși bunica nu mai este aici, în acest spațiu, ai senzația că încă mai este. Lumina care îmbrățișează totul și totul este îmbrățișat de lumină, e semnul unei prezențe poate mai reale decât cea materială. Tehnic, dacă vreți, să mă rog, ca informații contextuale, proiectul există finalizat atât pe site-ul meu, firește, și în mediul internautic, și mai ales ca e-book, cărticică electronică pe site-ul Liternet, și cărticica este făcută după toate regulile astei, tipografice, dacă vreți, sau bibliologice. Adică are ISBN, are o introducere scrisă de Mircea Platon din Iași. Mi-a făcut această onoare. Mircea Platon e o voce extrem de importantă în peisajul cultural de astăzi. Nu e din Iași? E din Iași. E de la ele, cu ei? De la România? Nu. Nu cred. Oricum, vă invit să o descărcați de acolo. Experiența parcurgerii este alta decât cea de la fața locului, după cum parcurgerea de la expoziție e alta în raport cu experiența din fața calculatorului. Poate că ar mai trebui să spun că ordinea secvențierii, ordinea așezării fotografiilor nu este deloc nesemnificativă sau neîntâmplătoare. Am căutat să aibă o logică desfășurarea vizuală a proiectului. Și de aceea, de pildă, fotografia inițială este cea de aici și cea finală este cea de acolo, tot cu aceeași căsuță, doar că stelele formează o roată a stelelor, datorită expunerii lungi. Și simbolic, acum ca să-mi interpretez singur opera, am vrut să sugerez trecerea la un alt registru existențial. Cercul este simbolul cosmogoniei, a nașterii unui nou univers. Și atunci trecerea din planul vizibil la cel supravizibil, dacă vreți. Cred că am vorbit destul, nu mai pot să vorbesc la întrebări. La un moment dat,
să mai zic și treaba. La un moment dat chiar apare o siluetă într-una din fotografii, cea cu butuile. O să vă spun și rămâne între noi că de fapt aceea nu e făcută la bunica, e făcută la mine acasă, însă silueta e chiar mamaia mea, adică fata bunicii. Și am decis să includ imaginea în acest proiect pentru că mi se pare mai mult decât relevant. Cam asta ar fi de zis. De ce ai lăsat toate fotografiile în color? Au existat și câteva fotografii al negru, însă am decis asta de datorită coerenței pe care are proiectul la nivel vizual și pentru că, în acest caz, culoarea este mult mai vie. Mai plină de viață în raport cu... Culoarea este semnificativă. Dacă reduci la negru, sigur, contează forma, textura și așa mai departe. O mai mare, o mai mare măsură. Fotografiile sunt făcute și dimineața și seara. Și noaptea. Și da. Noaptea, cu pomul foarte mult. Mă refer la raze de centru, la lumina asta faină care implică. Da. În câteva dintre imagini, de fapt, care sunt diferite, e de fapt aceeași cameră din unghiuri diferite și din momente temporale diferite. Adică la distanță de un an, doi, m-am mai dus și am mai făcut. E un proiect care mi s-a oferit. Nu simt că am făcut. Și de fapt, în niciuna din fotografiile mele care poate au ceva de spus, nu simt că sunt ale mele sau că le-am făcut. Le-am făcut eu, dar la nivel nu le-am făcut eu. Bunica mea a întreținut casa aceasta. Eu doar m-am dus și am... Poate că ce am pus eu a fost, știu, pasiunea, bucuria. Pur și simplu, cum vă spuneam eu, bucuria de a fi acolo și de a mă bucura de... de prezența, posibil, de prezența acolo. Nu, dar că e la 500 de metri de casa mea. Și sigur că acolo e și un teren unde am cultivat. Acolo în spate, când venea vara, era un chin, pentru că era zmeură și trebuia să o culege. Vis de dimineață, luam vacanță, ca toți se coace zmeura și... Am înțeles. Eu personal am observat și un oarecare dramatism în fotografii, pentru că, nemai locuind nimeni acolo, ai lăsat chiar păianjenii, praful și așa mai departe. Și este oarecum și dureros. Da, corect, corect, da. Și atunci poate că te invită la o întrebare. Ce contează, păianjenii sau lumina din jurul lor? Recunosc că nu mai țin minte exact toate detaliile, toate deciziile pe care le-am luat. Când am finalizat sau când am făcut, când am finalizat proiectul sau am făcut fotografiile. Doar că la un moment dat, sigur, m-am întrebat să iau păianjenii, ca și putut să aranjez. Unele din compoziții le-am aranjat eu. Măcar un detaliu, am mai mișcat. Nu mi se pare o problemă asta. Nu. Pentru că, după cum discutam ieri, sunt două tipuri de adevăr. Cel factual și cel artistic, dacă vreți. Nu se contrazic, sunt din tonuri diferite. Și atunci, da, am vrut să las lucrurile așa cum sunt și să ridic problema asta. Mi s-a spus că e trist, că unii mi-au spus că e trist, că e o casă în degradare, ceea ce e absolut corect. Însă mulți mi-au spus, pentru că pe internet pozele au circulat din China până în America, cu multe halte prin Europa. Și mulți mi-au spus că le amintește proiectul de propria copilărie. Recunosc că nu mă așteptam. Nu mi-am creat niciun, mi se pare cumva, o măsură de autoprotecție. Și încerc să nu fac asta, pentru că de fapt nici nu văd câștigul. Nu mi-am creat nicio așteptare privitor la receptarea imaginilor. Am făcut tot ce am putut ca să fie cât am putut eu de bine și poate un pic mai mult, pentru că așa e, așa te simți viu, privitor la finalizarea lui. Nu mă așteptam, cred că e probabil cel mai cunoscut, cel mai prizat proiect de-al meu. Serios, da. Cel mai sincer. Cel mai spiritual, da. Și cel mai sincer. Și poți să zic, da, într-un fel, da. Să vine de la sine. Da, da. În locul în care te așezi mai puțin să...
Da. Câți ani la, câți ani la rând ai mers acolo? Mă gândeam la asta și nu mai știu. Un e-book am scris. Cred că vreo 3, 4, 5 ani. Și din câte fotografii sunt selectate imagine? Cam 1000. Cred că 500-1000, cam așa. Cam așa. Da. Pentru că au fost multe care au căzut la SEO. La multe care erau variante ale acestora finale și am preferat să, să fac mai multe declanșări, să aleg ulterior. Varianta cea mai bună, digitalul îți oferă luxul acesta să, să faci treaba asta. Nu știu dacă... Da, mai sunt întrebări de expoziție. Spune-ne câteva cuvinte și despre celelalte, să spun, proiecte, figurine, dacă nu vrei să le da. Așa proiecte. Cel cu paie și... Celelalte e-book-uri. Da. Mai există două e-book-uri publicate la internet. Modestia mă împiedică să vă spun că e-book-ul acesta a fost cel mai descărcat e-book al anului 2000. Înainte de a vă spune lucrul ăsta, de ce e-book? De ce e-book? Da, foarte bună întrebare. Pentru că nu e o idee de-a mea, n-am inventat eu e-book-ul fotografic. Pentru că, așa cum au spus-o alții înaintea mea, sunt și eu de acord că e metoda cea mai intensă, cea mai cea mai bună și cea mai, să o numim, profundă de recetare pe ecranul calculatorului a unui proiect fotografic, din punctul meu de vedere. Pentru că una este să vezi, așa cum vedem noi pe rețelele sociale, 100 de poze în 10 secunde, și alta este să deschizi un e-book. Simpla lui deschidere, descărcare și deschidere, te activează intenționat pe tine ca primitor. Adică trebuie să, să mă duc acolo pe linkul acela, să dau să descarc și apoi să deschid fișierul în sine. Fișierul, apropo de asta, te întreabă la început, te roagă la început, îți propune să se deschide pe tot ecranul, full screen. Tocmai ca să te duci cu totul prin fereastra monitorului, doar aici, să nu te distragă altceva. Și atunci experiența cea mai intensă este cea mai elegantă. Pentru că, așa cum am zis, are prefață și sigur are și text. Text care acompaniază fotografiile. Mă bucur că am ajuns aici, pentru că realmente aș vrea să mulțumesc pe această cale Anei de la revista Satul, care e aici în sală, pentru că ea m-a împins să scriu textul. Ea m-a împins să scriu textul pentru că Eu aveam fotografiile, doar că nu aveam un text, nu mai țin minte din ce motiv, probabil inerția, ca să nu exprim elegant. Și ea mi-a spus, eu am vrut să le publice la ea în revistă și mi-a zis, îmi trebuie un text, pentru că nu pot să public doar. Și atunci, da, și datorită ei... Și ar fi fost și mai curios publicul să afle ce este în spate. Da, 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 da. Ar fi fost mult mai multe interpretări, probabil. Așa. Și legat de proiectele... Și deci e-book-ul e calea, după mine, cea mai intensă de receptare a unui proiect fotografic online. Celelalte e-book-uri sunt două. Hibernal Haiku și deocamdată și Cai Bucăți Lirice. Au venit tot ca o modalitate de concretizare a unor proiecte, a unor construcții vizual-poetice personale. Și au apărut ca un pe an, 2013, 14, 15, mă gândeam să mai realizez unul acum. Răzvan Penescu de la Liternet a fost cel care mi-a favorizat acest lucru și acolo, de fapt, am văzut primul e-book. Erau niște e-book-uri ale lui Dinu Lazăr, Cosmin Bumbuț, acum mulți ani, cum am bucat de fotografie. Și chiar m-am gândit atunci, poate într-o zi, când o să fiu mare, o să... Și ai ajuns mare? Am ajuns mic, sper. Și sper să ajung tot mai mic. De ce? Pentru că să ajungi mare... Radu, eu, când ești mic, tânjești să ajungi mare. Da. Nu, și când ajungi mic, cel mai periculos dușman ești tu însuți. Te eliberezi de propriul sine. Asta este așa numita smerenie. Am observat am multe calități, smerenie cea mai mare, clar. Am observat că și aici este o poveste și
celelalte proiecte cu care tot este ceva legat de poveste. Spune-mi dacă te-ai inspirat în afară de faptul că ai citit foarte mult literatură și bănuiesc că și citești, dacă te vreți mai și permite, nu doar să te dai. Dacă mai cunoști, așa trebuie. Dacă mai cunoști și alte, cel puțin o persoană în țara noastră sau în afara țării, care merg pe felul acesta al poveștii și cumva inspirat de poezie, literatură, proză. Da, bine. Acum, convențional, orice proiect are un text introductiv. Doar că, sigur, dacă nu vin spre partea asta filologică, de cel mai tot textul acela introductiv e pur informațional. Adică îți arată contextul, care e obiectivul și așa mai departe. Mai cunosc, sigur, e-book-urile de care vorbeam aveau aceeași dimensiune poetică și la nivel vizual și scriptic. Doar că acolo, dacă nu așa la memoria, textul era scris de altcineva. Aici, textul care acompaniază fotografiile a fost scris de mine. Interesant este, deci pe scurt, cunosc și nu cunosc, dar nici nu am căutat treaba asta. Dar să știi că mai întâlnesc. Mai sunt oameni care vin exact din aceeași zonă ca mine. Cum ești tu, de pildă, cred. Din zona literelor și a filologiei și fotografiei. Am sesizat că celor canoni, celor aleși, ne mai ușor să punem problema metaforic, să vedem metafora din, sau să construim metafora fotografică. Celor care nu au poate dexteritatea asta, le trebuie anume, mă rog, perioadă de acomodare. Pizza. Alo?